Programul Litoralul pentru Toți a rămas cu prețurile neschimbate de 3 ani. Cele mai avantajoase pachete sunt pentru 6 nopți. În Mamaia și Eforie, tarifele pornesc de la 205 lei pentru hotelurile de o stea și ajung la 605 lei în hoteluri de 5 stele cu mic dejun inclus am dat startul înscrierilor pentru hoteluri și agenții pentru cei care doresc să intre în acest program, iar de vineri 15 mai începe oficial la vânzare, să spunem așa, pentru toți turiștii români și nu numai români. Ofertele cele mai ieftine sunt în sudul litoralului, între 159 și 469 de lei de persoană pentru 6 zile. Turiștii au la dispoziție și varianta all inclusiv la pricindelul, inclusiv 170 de lei locul pe zi, și la senior 160. Copiii sunt și ei până la vârsta de 7 ani gratuit. Între 7 și 12 ani, numai 40% din prețul unui adult. La două săptămâni de la începerea programului, așteptăm și primii turiști străini în zona de sud a litoralului. Uh, programul este deschis și pentru turiștii din Republica Moldova, care beneficiază de aceleași tarife ca și uh, turiștii români. Până acum s-au înscris în program mai mult de 30 de hoteluri din stațiunile de pe întreg litoralul. Locurile vor fi vândute în peste 70 de agenții din toată țara, unde se așteaptă să se înscrie peste 10.000 de turiști. Prognozele meteorologilor i-ar putea descuraja însă pe cei care vor o vacanță în prima perioadă din program. În perioada 15-22 mai sunt posibile ploi și temperaturi maxime de până la 22 de grade în toată zona Dobrogei.